Au fost luate și alte decizii importante. Ni le explic acum Alex Costache. Alex, bine te-am găsit! Bună seara, Radu, bună seara tuturor. 25 de bani pe litru de carburant vor fi suportați de la bugetul de stat, 25 de bani de către furnizori. Impactul bugetar va fi unul destul de consistent, 600 de milioane de lei pentru această perioadă până la finalul anului, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Dan Drăgan. Această nouă ordonanță vine și cu noutăți. Spre exemplu, reducerea se va acorda și pentru benzina și motorina cumpărată cu bonuri valorice. Vor fi acordate cantități suplimentare de carburant corespunzătoare contravalorii reducerii de preț. O altă modificare se referă la faptul că distribuitorii, angrosiștii, vor putea cumpăra și ei carburant compensat cu preț redus și apoi îl vor putea revinde, însă sunt obligați ca la final să aplice și ei reducerea de 50 de bani clienților finali. Chiar și cu această compensare, Radu, trebuie spus că prețul benzinei a crescut în acest an cu 20%, iar cel al motorinei cu aproape 40% potrivit Consiliului Concurenței. Premierul Nicolae Ciucă a declarat la începutul ședinței de guvern de astăzi că această măsură a compensării prețurilor la carburanți a produs deja efecte, a stabilizat și chiar a redus prețurile. În ședința de guvern de astăzi avem mai multe subiecte pe agendă. Dintre cele mai importante doresc să menționez decizia prin care vom prelungi ordonanța de urgență prin care compensăm prețul la carburanți. A fost o decizie care a produs efecte. Am reușit să stabilizăm și chiar să scadă prețul la combustibil, preț care, desigur, produce efecte pe întreg lanțul. Și în felul acesta, până la sfârșitul anului, vom beneficia de aceeași măsură de compensare.